Atunci când vor veni acele veacuri mai înțelepte, mai bune, cum zici, tu crezi că aș putea să fiu în stare să tremur de blestemul veacului meu? Domnule Mircea Albulescu, bun venit în studioul ăsta dedicat poveștilor teatrului de televiziune în și de Ziua Mondială a Teatrului. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc foarte, foarte, foarte mult că m-ați făcut mare să ajung în situația ca eu să spun că am acceptat și dumneavoastră să mulțumiți. Nu mi s-a mai întâmplat asta de vreo 30-40 de ani, dar nu contează. Mi-s tânăr și am viața toată înaintea mea, adică dumneavoastră. De multe ori astăzi am vorbit despre teatru de televiziune. De multe ori, la timpul trecut, povestind pe larg despre marile succese ale teatrului de televiziune și de fiecare dată exprimându-ne speranța că o să se întâmple ceva și în viitor cu teatrul de televiziune. Credeți că mai supraviețuiește tipul acesta de spectacol? La întrebarea asta nu pot să vă spun, dar că se va întâmpla ceva cu teatrul de televiziune, dovada este limpede în zilele noastre acum. Vedeți că săracul de el i s-a întâmplat. Asta e. De acum încolo ce va fi? Bunul meu, te iubesc, te stimez, mi-e foarte drag să fim împreună, dar mi-ar fi și mai foarte drag să putem fi împreună și să spunem, tu mi-a fost o prostie ce am făcut aseară, domnule, de spectacolul de teatru. Că acum 3 zile a fost iar o prostie, trebuie să facem ceva ca teatrul să fie mai bun. Din nimic, nimic răsare, bunul meu. Deci trebuie mai întâi, doamnelor, domnilor, celor care păstoriți această televiziune, dați-ne voie să greșim. Dați-ne voie să greșim. După aia, faceți-ne o critică muncitorească și faceți alte 12 spectacole de teatru ca să-ți dea dacă am înțeles ceva. Deocamdată este atâta doar ceva de liniște. Mama a fost catolică totdeauna, când mă închid, mai trag o dată mâna și așa. Eu sunt ortodox, dar asta e situația. Bun. În povestea cu greșitul. Da. Că e important. Da. Vă spuneam eu de greșeală, nu-i venea ideea asta. Vă rog să mă gândiți, zi, dragul meu. Dacă vedeți vreunul, oricare dintre spectacolele care ați jucat aici, la televiziune, spectacole denumite ca teatru de televiziune, și vedeți variante noi, perspective noi, vă blocați, vă gândiți la ce ați făcut dumneavoastră, aveți o perspectivă asupra textului cu pricina, sau sunteți relaxat? Așteptați cu oarecare nerăbdare și curiozitate. Sunt curios din fire. Eu și vulpea de asta am murit, de curiozitate, știți? Așa că sunt foarte curios. Din păcate însă, cea mai mare rugăminte a mea către Dumnezeu a fost asta. Doamne, fă în așa fel ca toți cei care vin după mine să fie mult, mult mai buni decât mine. Și atunci îndelenicirea asta are o șansă să viețuiască, nu să supraviețuiască, să viețuiască. Pentru că fiecare epocă de oameni care stau acasă cu nevasta, cu copilul, cu nepoate care nu-i cu minte, vrea să vadă teatru. Noi nu îl mai dăm atât de mult, sau dacă nu îl mai dăm, nu ținem seama de gustul care este în creștere, care este în schimbare al celui care vine seara și după ce a mâncat, vrea să vadă și puțin teatru. E dreptul lui și e obligația noastră să avem grijă, cum a fost într-o vreme, știți mai bine, stimate maestre, că aproape în fiecare săptămână era un fel de teatru și obligatoriu la 2 săptămâni. Sigur. Era chiar un teatru. E bine, în situația asta, domnule Albulescu, foarte simplu. Dumneavoastră sunteți generos cu ideea asta, sunteți de felul dumneavoastră generos, dar aveți și experiența lucrului cu lume multă, studenți mulți, oameni pe care i-ați văzut crescând și oameni pe care îi vedeți cumva cu, nici nu mă feresc să folosesc sintagma asta, cu un soi de afecțiune paternală, parentală. Înțeleg că sunteți relaxat la momentul în care îi vedeți jucând în teatrul de televiziune. Ce îi răspundeți cuiva de acasă care zice așa: Doamne, nu să mai fac spectacole cum erau alea cu Albulescu, cu Rebenciuc, cu ăștia mari de odinioară. Le lipsește ceva ăstora.
Ce i-ați răspunde? Îi lipsește ceva. Îi lipsește capacitatea de a scoate rugina de pe sufletul lui, apoi de pe mintea lui și să spună nevestei, stai puțin, mă, ce facă eu acolo? Adică să vrea, în primul rând. Mm-hmm. Cred că toată viața noastră, și tata, și mama, și bunicul, și bunica, și tot ce va fi fiul meu, nepoții mei, tot ce se va întâmpla pe lumea asta, a fost din cauza că cineva a vrut, dar nu de unul singur. Trebuie să vrei întotdeauna, acum am să folosesc un cuvânt care nu e frumos, un companion. Uh-huh. Încă cu cineva. Haideți să visăm. Hai să dăm mână cu mână, zice cântecul. Hai să dăm dorință de a vedea, de a asculta, de a ne curăța într-un fel mintea mai întâi și poate și sufletul. Deși de multe ori mai folositor este ca mai întâi să ni se curețe sufletul și de-abia după o bucată de vreme să spui, aha, extraordinar, acum îmi dau seama că asta a fost. Mulțumesc, artistule. Gândiți în felul ăsta, e foarte greu să vorbești după așa ceva, dar... Bune Dumnezeu! V-am văzut, ne-am întâlnit de foarte multe ori la cumpărături, în oraș, la spectacole. Felul acesta de a pune problema e un fel foarte personal și foarte generos, așa cum am spus, și, cum să zic, foarte plin de speranță. Când vă uitați în jur, în situațiile pe care le-am amintit adineori, vă lovește vreodată panica? Vă apucă vreo formă de disperare? În așa fel încât să spuneți, băi, am zis lucrurile astea la televiziune, dar nu știu dacă se mai poate întâmpla ceva bun pe lumea asta. Închei și eu un citat virtual. Bunul meu, scumpul meu, dragul meu, e o mică confuzie între noi două. Am încredere oarbă că va fi mai bine. Dacă n-ar fi, nu m-aș fi apucat să mă fac artist. M-am făcut artist cu mult înainte ca să fiu aproape. Pentru că am făcut figurație foarte mulți ani. După ce am făcut figurație, m-am înscris la facultate. După ce m-am înscris la facultate, am umblat prin vreo 3 teatre cu 3 directoare sau un director de mai pomenit. Dar totul această putere se cheamă speranță. Dacă nu speri și dacă în același timp nu ești absolut convins că până la urmă, urma fiind eu sau copilul meu sau nepotul meu într-o actorie, într-un teatru, nu așa, nu va birui. Nu va face ca, ce e diseară, nu putem să mergem la Mitică, de ce? Păi e teatru la televizor. Și a renunțat la Mitică, prietenul nostru de atâția ani de zile, care are o brânză nemaipomenită, e singur, care are țuica aia de la el de acasă. De ce? Ca să stau să văd o piesă de teatru la televizor. Dar Mitică are și el televizor. Nu. Aș vrea să fiu numai eu și ei. Pentru că și ei, vreau să spun acum, nu vreau să spun că e în premieră, da? Te rog să mă ierți. Și ei, de acolo, simt asta. Simt asta. Actorul de televiziune are această imensă calitate venind din actorul de teatru, care publicul este concret, este acolo, râde, plânge sau adorme în prima bancă. S-a mai văzut asta, am avut-o și eu. Ce faci? Ce? Da, pardon. A fost drăguț. Deci e foarte mare importanță, de foarte mare importanță ca să fie împreună cu noi. Și în niciun fel există un termen aici în televiziunea, pot să spun a noastră? Dați-mi voi, în televiziunea noastră, ca de uneori reacția să fie ușor de fazat. Nu, trebuie să fim împreună. Și atunci n-aveți nicio grijă, va fi bine. Vă jur că va fi bine. E o chestie de timp, de abilitate, de oarecare înțelegere și de multă, multă, multă transpirație. Am tăcut. Mulțumesc. Acasă.